Află care sunt cele 8 electrocasnice pe care trebuie să le scoți din priză în fiecare seară dacă vrei să ai o factură cât mai mică pentru curentul electric pe care îl consumi. Chiar dacă nu sunt folosite mereu, acestea pot genera costuri suplimentare. Factorile din ce în ce mai mari la curentul electric au devenit o problemă pentru mulți cetățeni în ultima perioadă. Mulți dintre români încearcă să găsească o soluție cât mai practică pentru a mai diminua din costuri. Tocmai de aceea este important să știe care sunt electrocasnicele ce pot duce la o astfel de pagubă. Aparatul de cafea. Chiar dacă nu folosiți acest electrocasnic constant, acesta consumă mai mult decât ai fi așteptat. Specialiștii recomandă să-l scoateți din priză după fiecare utilizare. Aerul condiționat. În această perioadă, aerul condiționat nu mai este o variantă. Tocmai de aceea, ar trebui scos din priză pentru a elimina un consum de energie electrică în plus. Boxele audio. Iubitorii de muzică au tendința de a ține permanent în priză boxele și sistemele de sunet, însă nu se gândesc la faptul că ar putea să plătească mult mai mult la finalul lunii. Încărcătoarele. Ultimele din listă sunt încărcătoarele de orice tip. Acestea pot deveni extrem extrem de periculoase dacă sunt ținute în permanență în priză și pot consuma foarte multă energie electrică